probably property in the sale. Ne apropiem de cuvântul lui care este Duh și viață, care poate să dea viață sufletelor noastre. Și din el să căpătăm învățătura, să căpătăm pricepere, să căpătăm cunoștință și să căpătăm înțelepciunea care duce la viața veșnică. Să ne ajute Dumnezeu. Amin. Este un pasaj, o întâmplare cunoscută de noi și poate în mințile unora adunicându-o cu ce scop s-a citit această întâmplare pentru noi astăzi. Posibil că fiecare dintre noi are ori pâinea pregătită acasă, ori este pregătit să meargă acolo unde este totul deja gata și după ce se termină întâlnirea noastră din dimineața aceasta, fiecare merge și se bucură de ceea ce Dumnezeu ne dăruiește cu atâta credincioșie în fiecare zi, fiecăruia dintre noi, și în ceea ce privește nevoile noastre pământești. Nu știu dacă am ajuns acolo să ne gândim de fiecare dată când luăm o bucată de pâine în mână, că este mila și grija lui Dumnezeu pentru noi, că putem să avem și să ducem la gură. E posibil ca în așa numită bunăstare, care este în unele locuri în lume astăzi, să ni se pară un lucru care vine de la sine, un lucru normal, așa pe bandă rulantă în fiecare zi, să vină în fața noastră pâinea și mâncărul, care de care mai bune și dacă se poate să nu mâncăm de două ori în aceeași mâncare, dar de cum să mâncăm și a doua zi. Și mi se pare că sunt lucruri care sunt ale noastre și sunt normale ca să fie așa. Pentru ca să am pâinea de toate zilele, pentru ziua de azi, pentru ziua de mâine și pentru toate zilele câte voi trăi pe pământul acesta, să am pentru mine și pentru familia mea, este grija și munca lui Dumnezeu, care în fiecare dimineață și noi știm durările și bunătățile. Și se îngrijește să nu răbdăm niciodată de foame. Dar de cum să murim de foame, cum s-a întâmplat și se întâmplă cu noi și în aceste zile, e mare mila și harul lui Dumnezeu, care ne poartă de grijă, poate a credincioșie și în cele mai mărunte. Și așa zice, mici lucruri. E greu să le conștientizăm, mai ușor de conștientizat ar fi când omul nu le are. Atunci știe să le prețuiască mai mult, dar poate că în cele mai multe cazuri este târziu. Domnul Iisus Hristos era cu ucenicii pe munte, acolo pe marul Mării Galilei, numită Tiberiada, se ocupa de ei pentru că trebuia să-i crească, să-i pregătească pentru ziua în care el nu va mai fi cu ei, să continue lucrarea lui Dumnezeu mai departe, așa cum se cuvine.
Și era o mare gloată de oameni care veneau, îl căutau pe unde se ducea. Și zice cuvântul Domnului că erau în jur de 5.000 de oameni, cu mult mai mult decât suntem noi astăzi în dimineața aceasta aici. Și Domnul Iisus Hristos îi pune o întrebare unui ucenic și zice: Filii, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Grea întrebare pentru Filii. Pentru că nu erau ucenicii oameni cu averi și să zică: Doamne, vin, castelul meu e pregătit, slujitorii mei la porunca mea o să pregătească tot și o să fie loc acolo pentru toate noradele acestea și vom rezolva problema. Nu, oamenii aceștia umblau după Domnul Iisus și răbdau de multe ori de foame. Au trecut prin lanul de greu și au luat de acolo boadă din spice să râne așa, să cadă pleaba de piele și să mânce boadele de greu, să-și sângere foamea. Și un astfel de om îi pune Domnul Iisus întrebarea: Filii, cum o să hrănim noi în jur de 5.000 de oameni astăzi? Și așa pe nepusă masă, că dacă zicea Domnul Iisus, uite, pentru luna viitoare sau peste două luni de zile o să fie evenimentul acesta, poate că încercau ucenicii cumva să facă ceva. Dar Domnul Iisus Hristos l-a pus în fața acestei situații pe neașteptate. Filip a avut bunăvoința să caute să se gândească și să răspundă la întrebare așa. Am putea încerca cu câțiva bani să cumpărăm câteva pâini, dar ce să facem cu atâtea pâini numai că putem ne cumpăra pentru atâția oameni? A intervenit și ucenicul Andrei și a zis: Doamne, am și eu o posibilă încercare de a face ceva. Știu pe un copil aici care are 5 pâini și 2 pești. Dar a zis și el ca Filip: ce sunt acestea pentru 5.000 de oameni? Domnul Iisus nu i-a întrebat pentru că nu știa ce să facă. Zice cuvântul Domnului că el știa ce are de gând să facă, dar înainte să facă, i-a întrebat pe ei să vadă starea lor, gândirea lor. Și după răspunsurile pe care le-au dat, să poată să vadă răspunsul lui. Mă gândesc că la Filip și la Andrei, după ce a dat Domnul Iisus Hristos răspunsul, a fost tare rușine. În fața gândurilor și planurilor înalte ale lui Dumnezeu. De atâtea ori gândirea și capacitățile noastre sunt așa de limitate. Că bine a zis Dumnezeu când a zis: gândurile mele sunt departe de gândurile voastre. Și planurile mele la fel. Cât de departe cerul de pământ, atâta sunt de departe gândurile înalte ale Dumnezeu de gândurile noastre. Așa cum a fost și în această situație. Și Domnul Iisus Hristos, pentru că era Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat,
a pregătit împrejurarea pentru lucrarea care avea să facă. Și foarte frumos le-a zis ucenicilor, spuneți oamenilor să steja. În altă parte zice că i-a pus cete cu cete, fiecare cu ceata lui. Pentru că s-a întâmplat într-o împrejurare când era mare foamete în țara lui Israel. Și prorocul Iesei a zis, mâine pe vremea aceasta, cu atâta se va vinde, se vor vinde cereale pentru ca să puteți să faceți mâncare și să vă stâmpărați foamea, să nu mai muriți de foame. Și călărețul acela care era cumpărat acolo, și dacă face Dumnezeu ferestre în cer, nu se poate întâmpla așa ceva, pentru că era ceva dintr-o dată. Spune cuvântul Dumnezeu cât de grozavă era foamea din Israel atunci. Dar știți ce s-a întâmplat în ziua următoare? Pentru că oamenii înfometați au venit acolo să ajungă, a dat în vală, să ia hrană, l-au călcat pe acela în picioare și a murit acolo, după cum a prorocit omul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu care este un Dumnezeu al rânduielii? A lucrat și în această împrejurare după rânduială. Și a zis Domnul Iisus Hristos, puneți-i să șadă jos. Și 5.000 de oameni s-au pus și a stat ascultători fiecare la ceata lui. Și atunci Domnul Iisus Hristos a luat cele 5 pâini pe care le avea acel copilaș și a mulțumit lui Dumnezeu. Și a început să le împartă ucenicilor. Nu știu ce s-ar fi gândit ucenicii, dar tu ne dă 5 pâini la 5.000 de oameni. Dar Domnul Iisus Hristos le-a spus să le împartă oamenilor. Și ucenicii, ascultători, așa cum au învățat să fie, le-au împărțit. Și-au împărțit la o ceată, și-au împărțit la încă o ceată, și-au împărțit la încă o ceată. Și tot mai aveau de unde. Dacă facem noi așa o socoteală omenească, 5 pâini la 5 oameni, o pâine la 1.000 de oameni, ce se împarte ea la 1.000 de oameni? Numai că ucenicii au făcut lucrul acesta la porunca Domnului Iisus. Și Domnul Iisus Hristos a făcut întotdeauna în voia lui Dumnezeu. Și de aceea când a mulțumit lui Dumnezeu, s-a produs această minune care niciun om nu se poate explica niciodată. Și din bucata aia de pâine, că nu au putut primi toți ucenici o pâine, că nu era nici măcar una pentru fiecare, din bucata care au primit tot. Dar așa mii și mii de oameni. Și din pești la fel. Și toți oamenii aceia, cât au fost de flămânzi, au mâncat cât au voit, a zis cuvântul Domnului. Pentru că cel la care veneau ei era Marele nostru Dumnezeu, care are toată puterea în cerul și pe pământ și face tot ce vrea. Mai este un detaliu mic pe care cuvântul Domnului îl spune, că s-au săturat tot și a mai și rămas mâncare. Și Domnul Iisus Hristos,
frumos, după rânduială, poate înțeles ucenicilor. Strânge sfârșiturile care au rămas, ca să nu se piardă nimeni. Mi-aduc aminte că am văzut pe unul din bunicii mei care, după ce s-a ferit masa, cu atenție și mă gândesc eu cu frică de Dumnezeu, adună ce este acolo ca să mănânce tot și să nu se piardă nimic, cum zicea Domnul Iisus Hristos aici. Consider că putem să luăm o învățătură și de aici, care nu prea o mai ținem în minte astăzi. Că cineva l-a întrebat pe un dat, de ce să mai facem asta? Și l-a zis pentru că pe lângă faptul că am primit hrana aceasta de la Dumnezeu, înainte de a mânca, ne-am rugat lui Dumnezeu și am mulțumit pentru ea și l-am rugat să o binecuvinteze. Cum facem și noi, sau cel puțin formal, sau ar trebui să o facem. Nu este potrivit să aruncăm ceea ce Dumnezeu a binecuvântat. E bine să fim atenți. Și dacă mergem undeva și am plătit și putem mânca cât voim noi, Domnul Iisus Hristos a fost atent și la acest detaliu să dea o învățătură ucenicilor. Și este bine și noi să avem un caracter frumos. Și să avem atitudinea care se cuvine și față de hrană pe care ne dă Dumnezeu. Oricât de îmbelșugată ar fi ea. Pentru că îi dăm respectul lui Dumnezeu cel care ne-o dăruiește. După ce s-au adunat fărâmiturile care rămăseseră, s-au umplut cu ele, un frate zice acolo, 12 coși. Din 5 până și 2 peși, după ce au mâncat vreo 5.000 de oameni. Să ne ajute Dumnezeu să învățăm în fiecare zi, să vedem cât este de mare puterea lui Dumnezeu în orice lucru și în orice împrejurare, că avem nevoie și vom avea nevoie de credință în El. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau, cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Domnul Iisus Hristos știa, fără să-i spună oamenii nimic, că după această minune, după ce s-au săturat ei și au zis, ne-am găsit împlinirea, ăsta ne învață, ăsta ne vindecă, ăsta ne dă mâncare, de ce mai avem nevoie? Ăsta e prorocul așteptat în lume. Îl luăm și îl facem împărat, ne scapă și de romani și o ducem ca boierii. Dar Domnul Iisus Hristos a știut ce avem să facă. Și așa, parcă ne-a observat, a plecat din mișcătura și s-a dus iar singur în munte.
numai El singur, zice cuvântul Domnului. M-am uitat, nici nu apare vreun cuvânt pe care Domnul Hristos să-l fi zis mulțimii El personal. A făcut această mare minune, dar nu a zis, veniți toți în jurul meu și acum să mă vedeți cine sunt eu. Uitați pâinile astea, eu fac din ele să mâncați tot și să vă săturați și să mai rămână. Le-a spus ucenicilor, ziceți-le să stea așa, le-a dat ucenicilor să le împartă. Ce frumoasă pildă de smerenie.